domnule președinte, din 19 consilieri în funcție, sunt prezenți 18, ședința este statutară și lucrările pot începe. Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară al Consiliului Local al Municipului Câmpia Turcii. Salutăm în locul nostru pe domnul Horia Nazra, deputat PSD și președintele PSD Cluj. De asemenea, salutăm pe domnul Cristian Aiu, consilier județean, și domnul Popetre, asemenea consilier județean. În dispoziția numărul 239 din 13.02.2018 se convocă ședința extraordinară la Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turcii, convocată de domnul Nicolae Dorin Roșican, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți din excedente bugetul local și al activităților autofinanțate, rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Prezinte, inițiator, primar Dorin Nicolae Roșican. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turcii pentru anul 2018. Prezint inițiator primar Dorin Nicolae Roșican. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventariului domeniului public al municipiului Câmpia Turcii. Prezint inițiator primar Dorin Nicolae Roșican. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Una. Dacă are cineva de ceva de spus în legătură cu domnul Isaac Corect. Nu neapărat pe ordinea de zi, dar se cade la începutul ședinței. Aș avea o întrebare pentru domnul secretar, dacă are capacitatea să-mi răspundă. Domnul secretar, domnul primar mi-a spus atât la, în campania electorală, cât și la ședința de investire, în funcție că la primăria Câmpia Turcii totul se va întâmpla în conformitate cu legea. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că răspundeți din punct de vedere al aplicării legii. Această ședință extraordinară a fost convocată legal, potrivit legii 215 și rog. Da. Deci să înțeleg că vă asumați aceste ședințe. Dacă dumneavoastră ne spuneți că este legal constituită, mă voi consulta cu colegii social-democrați, cu juriștii partidului și vom hotărî dacă o să atacăm în contencios pe motive de lipsă de procedură. Mulțumesc! Dacă nu, trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor părți în excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate, rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Dacă are cineva ceva de spus. Ok? Unde este? Nu este. Nu este. Nu este. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobare. La ce spun nu voi participa la dezbatere și vot. Vă rog, să consemnează. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpia Turcii pentru anul 2018. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Roșican. Discuții, vă rog.
Altcineva? Dacă nu, dăm cuvântul domnului Lece. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest subiect, vreau să vă prezint poziția grupului PSD Câmpia Turzii. Grupul PSD o să voteze bugetul, deoarece este normal să existe un buget aprobat pentru o bună funcționalitate a administrației publice locale, dar nu putem să nu atragem atenția asupra unor aspecte. Deși am solicitat întocmirea bugetului prin dezbateri publice, prin consultări cu cetățenii, ONG-uri, asociații, mediul de afaceri, să nu mai spunem de consultările cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local, nu ați făcut acest lucru, sfidându-ne atât pe noi, dar cel mai important sfidându-i pe cetățenii municipiului Câmpia Turzii. Ba mai mult, nu ați avut nici măcar bunul simț, mă scuzați pentru acest limbaj, dar altul nu am găsit, să răspundeți în termenul prevăzut de lege la cererile noastre depuse în scris în acest sens. Acest aspect l-am semnalat și anul trecut și nu înțeleg de ce nu faceți acest lucru în continuare. Nu putem decât să ne gândim că vă este frică să organizați o dezbatere publică pe acest important subiect. Analizând execuția bugetară pe anul 2017, an în care prin politicile de guvernare PSD-ALDE s-au majorat substanțial veniturile tuturor angajaților din primărie, am observat că nu sunt influențe negative majore cu privire la prognoza pe anul 2018 la capitolul funcționare. La capitolul dezvoltare, constatând faptul că lista de lucrări noi de investiții cuprinde doar două poziții, dintre care una majoră, și anume etajare imobil grădinița Pinocchio în vederea înființării unei creșe pe strada Retezatului numărul 8, proiect inițiat, susținut și depus de către administrația condusă de PSD în mandatul trecut, aprobată și finanțată de către mult hulitul, chiar și în cadrul ședințelor de Consiliul Local de la Câmpia Turzii, guvern PSD-ALDE, considerăm că noi socialdemocrații de la Câmpia Turzii ne-am făcut încă o dată datoria față de acest municipiu, față de cetățenii lui și sperăm că o să fiți în stare să duceți la capăt finalizarea acestui proiect important. Nu ni se pare corect față de cetățenii Câmpiei Turzii să avem un excedent bugetar, adică bani necheltuiți care există la dispoziția UAT-ului în trezorerie, cumulat pe ultimii ani în jur de 9.300.000 de lei, aproximativ 2 milioane de euro, și orașul să arate ca după război. Cetățenii să nu beneficieze conform legii, conform bunului simț, de confortul urban pe care administrația este obligată să-l asigure plătitorului de taxe și impozite, respectiv stare trotoare, drumuri, spații verzi și parcuri, iluminat public, salubrizarea orașului. Suntem corigenți la aceste capitole după ce ani de zile eram printre fruntașii la nivel național. Ca o scurtă concluzie, vreau doar să vă spun următorul lucru. Dacă în ultimii doi ani oamenii din Câmpia Turzii au fost mințiți că nu sunt bani pentru realizarea anumitor lucrări sau investiții, în acest an executivul nu mai poate și nu îi mai este permis să invoce lipsa banilor pentru nerealizarea acestor obligații față de cetățenii municipiului Câmpia Turzii, față de municipiu și față de lege. Vă mulțumesc! Să nu jigniți, că nu este momentul. Mulțumesc. Unde este jignire, domnule președinte? Ați folosit nesimțire, ați folosit... Doamna Monica. Eu am încercat și am făcut o analiză a bugetului de venit
pentru și pe el pe anul 2017. La secțiunea de funcționare ați realizat un procent de 93%. Deci, domnule primar, a știut să cheltuiți. Pe când la secțiunea de dezvoltare, din cei 6.886.400, ați realizat un procent de 37%, adică reprezentând suma de 2.591.654,90 lei. Concluzia mea este că dumneavoastră sunteți performant la secțiunea de funcționare, iar la secțiunea de dezvoltare aveți un calificativ de insuficient. Anul 2017 a fost un an stic pentru funcționarea primăriei. Am mai solicitat biroului de resurse umane niște date, nu știu ne le poate pune la dispoziție. Ieri, la ședința de comisie. Este cineva din la... Marinca. Răspundeți-i la orice întrebare dorește, doamne consilier. Da, nu sunt la dispoziție și datele care le-am solicitat ieri. Ia vezi? Vă pot spune, din anul care e foarte aflu pe care le-am solicitat dumneavoastră, am lucrat la să spună în momentul în care am venit. Vă puteți spune... Haideți să facem. Nu, că i-am spus ieri. Deci, vă putem spune... Ați solicitat angajările de anul 2016 și impactul. Și câte posturi interne au fost înființate și impactul asupra bugetului. Posturi înființate nu ați spus. Posturi interne înființate. V-am spus ieri la ședința de comisie. Deci ne-a spus numai angajările și impactul... Vreau colegii care au fost la ședință, dacă au reușit, nu știu ce am cerut. Vreau să înregistrăm ședințe. Bun. În altă ordine de idei, de ce fac mențiunea asta? O secundă, doamna Mon. Da. Îmi cer scuze. Doamna Marinca nu a fost în momentul în care a solicitat dumneavoastră, nu era, a fost acolo. Era. A venit și-a ulterior. Și-a notat în agenda, da. Nu era. Și vă spun, domnule primar, de ce am solicitat aceste posturile înființate și angajările respectiv impactul asupra bugetului, pentru că legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale, conținutul și structura bugetelor, la articolul 26 spune în felul următor: numărul de personal permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază, se aprobă distinct prin anexă la bugetul fiecărei instituții publice. Numărul de salariați aprobat fiecărui instituții publice nu poate fi depășit. Ăsta este articolul și cu aliniatul. Solicit ca pentru ședința ordinară să ne prezinte această situație, doamna, de la resurse umane. De achiziții pe anul 2018. Repetați planul? Planul era anual de achiziții. Pe 2018? Da. Nu tot. Vă rog. Nu aș fi dorit să iau cuvântul la această ședință, s-au făcut dezbateri pe comisii ieri destul de aprofundate, care au avut concluzii suficient de temeinice pentru ca astăzi să votăm acest buget. Nici nu aveam emoții foarte mari, dar văzând că lipsește o colegă de la PNL, acum am pun problema că totuși mai trebuie un vot pentru majoritate simplă. Îl aveți de la mine. Mulțumim. Da. Silviule, iar ne-ai luat gazul, mă. Nu știu ce fac ăștia. Ei, problema este alta. Ceea ce doamna colegă Uioan, foarte pertinent, a ridicat aici problema, articolul 26 din legea finanțelor publice locale. Cu lipsa unui astfel de document, care trebuia să fie anexă la acest proiect de hotărâre, putem avea surpriza că dacă se consultă domnul Isaac cu colegii pentru chestii de procedură, că nu au fost alea 3 zile înainte și nu știu ce, să nu avem nici anexa, și atunci ar mai fi și o problemă de fond care ar putea lovi oarecumva acest proiect de hotărâre. Nu am emoții că nu se va vota acest proiect. Problema mea este acum, dacă s-a făcut o analiză scurtă de către domnii colegi și doamna colegă de execuție a bugetului, sigur că noi, dacă ar fi fost resurse financiare, am fi putut să avem, presupunând, 32 de milioane la funcționare, dacă aveam 32 de milioane la dezvoltare, îi puneam și pe ea, dar
Anul trecut, dacă am avut 6 milioane alocați și 800 și s-a cheltuit 2 milioane, băi, eu îmi pun problema că dacă acum am fi avut 32 de milioane, puteam să votăm și nu știm cât s-ar fi realizat sau cât ar fi avut bunăvoința executivul să cheltuie pentru ceea ce presupune lucrări în curs. Dau exemplu aici, modernizarea din centru, care s-a început în primăvară, prin luna mai, domnul primar ruga colegii care stau în zonă să nu mai parcheze mașine, că vine modernizarea, și ne trezim că acum este doar într-o, nu știu, poate nu mă pricep la construcții, domnul președinte e mai specialist, dar eu zic că 70%, 60% e realizat. Păi dacă ai avut bani, ai avut societatea, de ce n-ai terminat o lucrare? Cu iluminatul, iară, probleme. Deci confortul de care vorbea domnul coleg Gicu Rece, confortul urban, dacă noi nu ne îngrijim de el, nu considerați că o să ne sfădească alegătorii? Pentru că în opinia domnului primar ne-au sfădit alegătorii că n-am venit să votăm un proiect important pentru fonduri europene, ca s-au dovedit după aceea că nu e așa. Ei, sunt bani, vă rugăm frumos, faceți bine și proiectele care sunt, că nu costă 11 milioane de lei, mă rog, pentru dezvoltare, pentru drumuri, pentru confort urban, sunt undeva la 300 de, la 3 milioane. Deci, din punctul meu de vedere, consider că avem o ineficiență în a cheltui pentru dezvoltare în folosul cetățeanului banul public. Scuza o aud imediat, nu ne-am permis să asfaltăm, că vine ea de la apă și o să spargă toate drumurile. Nici o problemă. 50% din drumurile din Câmpia Turzii au fost modernizate deja pe pasul 1 de compania de apă. Alea 50%, frate, ocupă-te și fă-le. Pentru că dacă avem un proiect, o să avem luni o extraordinară iarăși pe mobilitate urbană, în care vom discuta iarăși ce vrem să facem, și noi nu avem decât la nivel declarativ o viziune asupra viitorului orașului. Sigur, colegii mei, PPUSL, sprijină acest proiect, mă gândesc, eu v-am spus că votez și eu, că am fost acuzat de un coleg de-a dumneavoastră din presă că doi votează cu puterea și unul în opoziție. Nu, astăzi votez și eu cu puterea, dacă acceptă, dar trebuie să avem în vedere că dacă s-ar fi discutat cu compania de apă modernizarea drumului lor, câți bani să alocăm aici, spargeți cât, refacerea la stare inițială. Domnul președinte, imediat termin, nu vă agitați că e extraordinar. V-am văzut așa un picuț că nu... No. Aia e foarte bun. Deci, să se meargă în tandem cu compania de apă, unde vine modernizarea rețelei, refacere la stare inițială, să venim noi și să facem o modernizare. Bă, asta ar fi fost o treabă bună și eu sper că aveți în vedere lucrul ăsta. Mă gândesc, mă, nu ni l-a spus nouă, ne faceți o surpriză la 31 decembrie să avem iară excedent bugetar, că n-a reușit să cheltuim banii. Vă mulțumesc. No, exact același lucru am înțeles eu din bugetul pe anul ăsta. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Dar. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă de la Serviciu Cultură este cineva care poate, care aș putea să adresez câteva întrebări. Poteți în față, vă rog. Dacă ne puteți spune pe anul trecut cât la sută din bugetul care a fost alocat pe 2017 nu a fost cheltuit la secțiunea, la Serviciu Cultură. Și mă uitam aici pe bugetul nou și am văzut prins în bugetul pe anul 2018 Festivalul Peștelui, care i-a strecut o sumă de 120.000 de lei. V-aș ruga dacă îmi puteți spune cum ați stabilit această sumă, în urma cărui plan, cum v-ați gândit să faceți, pe câte zile acel festival, ce înseamnă... O să vă răspund eu, domnule consilier, după ce terminați întrebările. Domnule primar, aș dori să o întreb pe doamna de la cultură, pentru că bănuiesc că dânsa, ca șefă de
de cultură a fost... Domnul consilier, dumneavoastră nu puteți dispune peste ceea ce eu dispun subordonaților mei. Domnule primar, dumneavoastră aveți aici calitatea de invitat, să nu uităm chestia asta. Eu știu ce calitate am prea bine, v-am deci spus vă rog frumos, domnule primar, eu nu v-am întrerupt. Domnule consilier, puneți întrebările, dar nu indicați... Am pus întrebările șefei de la cultură și așteptăm un răspuns. Domnul primar poate să răspundă după aia în completare, nu avem nicio problemă, dar vă rog să ne lăsați să ne desfășurăm activitatea. Domnul mulțumesc. Secundă, cine este inițiatorul? Aici a semnat planul Lucia Golfin. Doamna Lucia Golfin, am văzut că îi semnat aici. Deci eu întreb pe cine și-a pus semnătura pe acest și doamna Irina Munteanu. Întocmit șef Serviciu Cultură Lucia Golfin. Continuați, vă rog și... Mulțumesc. La... Deci cam astea ar fi întrebările. Dacă ați făcut o analiză cum se vor cheltui acești 120.000 de lei, având în vedere că unele grădinițe din Câmpia Turzii primesc mult, mult mai puțin față de, față de această sumă care este alocată unui festival, Piscicol, Festivalul Peștelui, cum... Așa, mulțumesc. Domnul Gemeș. La urmă, fiecare. Trebuie la fiecare. Sau doriți? Acum? Așteptam un răspuns punctual, oricum. Fiecare pune întrebări și la urmă poate că se suprapună. Domnul secretar, conduce primarul municipiului ședința? Nu, eu am hotărât, domnule. Păi cum, dacă vă văd că purtați discuții acolo, să dați la pace. Păi vă rog, acum s-au înscris 7 persoane. Vă rog să vă... Domnule consilier, nici la unul nu s-a răspuns. Lăsați la urmă și se va răspunde la pentru fiecare. Domnule. În vederea clarificărilor, vreau să propun un amendament la anexa 1.15 pe vis-a-vis de calendarul cultural. Pentru anul 2018 se va adăuga încă o poziție pentru Ziua Internațională a Romilor, cu o sumă de 3.000 de lei, o activitate ce se va desfășura în luna martie. Dânșii au venit cu o cerere tardivă față de ce s-a poziționat și ce s-a afișat pe site și ce materiale vi s-au înaintat. Activitatea care se va desfășura în luna martie și iar totalul activităților din calendarul cultural va deveni... se va încadra pe tot cheltuieli, tot în același cheltuieli și va fi 510.100, da? La poziția din anexă. La sfârșit. Nu se va modifica suma pe total cultură, pe total activități culturale, da? Domnule, nu vreau să-l pun în dificultate pe domnul viceprimar, dar cum făcea domnul primar anii trecut, să ne spuneți de la ce capitol luați sau subcapitol această sumă și o repartizați, că tot timpul a fost cercați că nu luăm. Am înțeles, pe planul cultural, da, dar să ne spuneți de la ce activitate se iau banii, ce sumă și la ce activitate merg. Mulțumesc. Dacă bine rețin, de la capitolul 67, unde sunt alte cheltuieli și materiale care sunt prinse ca și cheltuieli legibile pentru programul cultural. De acolo se va diminua suma aceea de cheltuieli de material și alte materiale. Da. Da, doamna Monica, este corect astfel? De acolo. Sper că n-am greșit. Capitolul 67 are o parte de cheltuială materială alocată. Calendarul cultural este parte integrantă a cheltuielii materiale. Și în loc de 507.100, care este totalul anexei 1 pe 15, va deveni 510.100, dar totalul pe capitolul cultură nu se va modifica. Mulțumesc. Altcineva? Aș vrea să vă spun sau să încep prin a vă spune că bugetul municipiului Câmpia Turzii de anul acesta este văduvit de 6 milioane de lei. Asta înseamnă vreo 60 de miliarde de lei vechi, aproximativ 1,5 milioane de euro.
De aici apare diferență, diferență care este dată de modificările fiscale aduse de către guvern. Plecând de la acest minus, am încercat să creionăm bugetul municipiului Câmpia Turzii și da, avem o viziune atât în ceea ce privește acest buget, cât și ceea ce privește dezvoltarea viitoare a municipiului Câmpia Turzii. O să încerc să ating ușor fiecare dintre punctele pe care dumneavoastră, domnilor consilieri, le-ați ridicat. Dacă este să începem cu salariile angajaților din primăria municipiului Câmpia Turzii, în numele angajaților primăriei municipiului Câmpia Turzii, trebuie să mulțumim guvernului pentru că în anul 2017 a reușit performanța să majoreze salariile aproape la dublu. În numele meu personal și al domnului viceprimar, nu voi mulțumi guvernului, pentru că nu am de ce, pentru că nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă am bani să majorez salariile. Guvernul a venit și a spus, majorați salariile. Și a majorat-o, iar dumneavoastră toți, indiferent dacă de la putere sau de la opoziție, ați votat aceste majorări salariale pentru angajații primăriei. Dacă este să vorbim despre drumurile din Câmpia Turzii, despre modul în care au fost cheltuiți banii pentru asfaltări de drumuri, am spus-o, o spun și probabil o voi mai spune, că da, avem o problemă vis-a-vis de asfaltarea drumurilor. Însă, această problemă este dată de faptul că în administrația trecută s-a făcut și un lucru bun, din punctul meu de vedere, în sensul că administrarea drumurilor a fost dată către societatea domeniu public și că orice asfaltare de drum, ca urmare a încheierii contractului de delegare, presupune asfaltarea drumului în baza unei autorizații de construcție. Autorizația de construcție presupune un proiect tehnic de execuție, avize obținute de la toate instituțiile statului care se cer prin certificatul de urbanism. Cartea construcției, în tabula extras de carte funciară și în tabularea drumurilor și așa mai departe. De ce am spus că este un lucru bun? Pentru că în sfârșit intrăm în legalitate cu tot ceea ce înseamnă drumuri. Vă spuneam într-una din ședințele trecute că am reușit să întabulăm peste 60% din averea municipiului și am reușit să întabulăm tot ceea ce înseamnă grădinițe, școli, liceele, o mare parte dintre drumuri, chiar și astăzi am fost la cartea funciară pentru a ridica 7 extrase, am fost personal pentru a ridica 7 extrase de carte funciară pentru a le putea introduce în ședința extraordinară de luni. Pe de altă parte, ca să-i răspund și domnului consilier tot, din păcate, pasul 1 nu a fost făcut poate așa cum ar fi trebuit să fie făcut. În sensul că dacă să luăm o stradă, de exemplu, strada Andrei Mureșanu, da? A fost schimbată conducta de canal. Anul acesta, compania de apă Ariaș va intra și va schimba conducta de apă. Deci acea stradă care dumneavoastră ziceți că a fost făcută, nu o pot asfalta, pentru că din nou compania de apă Ariaș va intra și o va sparge. Vă mai dau și alt exemplu. Tudor Vladimirescu, exact aceeași situație. Aurel Vlaicu, Florilor, care din punctul meu de vedere este cea mai distrusă stradă din oraș, dar care nu poate fi asfaltată, pentru că, și aici vă contrazic, domnule consilier local, și nici nu vreau să vă surprind, împreună cu domnul viceprimar și cu domnul Luca de la șeful Serviciului Investiții, am avut programat întâlnire cu domnul director Bobic de la compania de apă, cu șeful de la investiții al companiei de apă și de comun acord. Pentru că între noi și compania de apă există o colaborare bună. Am prioritizat modul în care va începe pasul 2 pe proiect și am stabilit care sunt străzile pe care compania va intra cu prioritate. Deci această întâlnire noi am avut-o și am și stabilit cu
cum vor începe lucrările. I-am spus domnului director la acel moment că deși autorizația de construcție va fi emisă de Consiliul Județean Cluj și nu de Primăria Municipiului Câmpia Turzii, deși compania este cea care va dirija toate acele lucrări și vor răspunde de ele, vreau să vă spun că noi suntem cei care emitem autorizația de săpătură și acolo deja avem control. Și vom avea grijă ca lucrările să se desfășoare așa cum ar fi trebuit să se desfășoare și până acum. Și domnul Bobic a înțeles acest lucru și mi-a promis că lucrările vor fi desfășurate inclusiv de către cei care vor câștiga licitațiile, inclusiv printr-un super control pe care îl va face compania de apă. Nu vă ascund însă faptul că din totalul drumurilor pe care municipiul Câmpia Turzii le are, 71 de străzi vor intra în reabilitare. Asta înseamnă aproape tot orașul sau zone importante din oraș. Și ca să vă dau un exemplu de lucrare pe care mă gândesc cu groază ce va însemna pentru cartierul Șarât, închipuiți-vă că de la baza de recepție de pe strada Titulescu va începe săparea unui canal colector care va veni până pe strada Traian, va traversa tot tronsonul 1 al străzii Traian până la fosta pasărelă, la calea ferată, va subtraversa calea ferată până pe strada Avram Iancu, în dreptul casei domnului consilier Crihălmeanu, și de acolo, pe întreg parcursul străzii Avram Iancu, prin fața spitalului, până la Apollo, după aceea va vira dreapta și va intra în principală. Gândiți-vă ce va însemna acea lucrare pentru tot ce înseamnă transport public către și dinspre gară, sau ce va însemna pentru locuitorii cartierului Șarât. Dar este un proiect pe care ni l-am asumat toți, și unii dintre dumneavoastră mai abitiri ca ceilalți, un proiect prin care atragem 40 de milioane de euro către Câmpia Turzii. Ni l-am asumat și îl vom face. Acum eu ca primar vreau să vă spun că nu sunt acel nebun care să se apuce să asfalteze străzi în momentul în care știu sigur că aceste străzi vor fi sparte. Indiferent ce presiuni politice se vor face, sau pe presă, sau pe rețele de socializare. Pentru că, dacă aș face o astfel de chestiune, veți veni cu reversul medalei și veți zice, ați știut că compania de apă va sparge tot orașul, de ce v-ați apucat să asfaltați? Deci nu o voi face. Așteptăm, se termină lucrarea, nu voi emite altă autorizație de săpătură către compania de apă până nu este finalizată lucrarea pentru care am emis deja autorizația de săpătură. Asta în ceea ce privește drumurile. Dacă este să vorbim despre grădinițele din Câmpia Turzii, păi v-am mulțumit, domnilor consilieri, la sfârșitul anului trecut, când ați aprobat cele mai mari sume de bani pe care școlile și grădinițele din Câmpia Turzii le-au primit vreodată. Sume de bani din care au cumpărat, la fel ca și spitalul, care au cumpărat jucării, material educațional, material sau obiecte care duc la sănătatea copiilor, în toate grădinițele din Câmpia Turzii. Ați aprobat atunci câte 120.000 de lei la sfârșitul anului, fără ce dădusem de la începutul anului prin buget și ulterior prin rectificări. Știu că unora le convine să spună că s-au cumpărat purificatoare de aer în primărie. Eu vă spun că nu s-au cumpărat purificatoare de aer în primărie. Și vă spun că s-au cumpărat purificatoare de aer pentru toate grupele din grădinițele din municipiul Câmpia Turzii, iar ceea ce unii au văzut, dar n-au știut să citească pe site-ul primăriei, se referă la Centrul de Educație Antrepreșcolară, care aparține primăriei municipiului Câmpia Turzii. Și da, și acelor copii de creșă le-am cumpărat purificatoare de aer, pentru că am investit în educație și în sănătate. Și da, am cumpărat, domnilor consilieri locali,
pentru spitalul din Câmpia Turzii, pentru prima dată după Revoluție, am schimbat toate saltelele, cele 108 de saltele pe care le aveau paturile, pe care noi le avem în spitalul municipiului Câmpia Turzii, din care vreo 30 de saltele au fost saltele antiescare. Cunoscătorii știu ce înseamnă asta. Mai mult de atât, am cumpărat câte două așternuturi pentru fiecare pat. Asta însemnând cearșafuri, pături, perini și așa mai, tot ce trebuia. Am dotat cu tehnologie de ultimă generație laboratorul pe care noi îl avem în cadrul spitalului. De o așa manieră încât de pe secție se duce cu proba la analiză la laborator, nu mai stă omul la ușă sau asistenta sau infirmiera să aștepte rezultatul, este transmis direct pe cod de bare doctorului pe secție și are în timp util analizele. Am cumpărat anul trecut, tot cu o viziune vis-a-vis de sănătatea cetățenilor municipiului Câmpia Turzii, cel mai performant aparat de anestezie. Am cumpărat anul trecut un generator electric, pentru că de câte ori era o operație, eram sunați de către directorul spitalului să le pregătim, să vorbim cu cei de la electrica, să ne rugăm de ei, să le pun la dispoziție, pentru că dacă, Doamne ferește, se întâmpla să cadă curentul în timpul operației, riscam să moară pacientul. Le-am cumpărat și un astfel de generator. Am reușit să renovăm chirurgia, am reușit să renovăm internele, anul ăsta avem pregătiți bani pentru a renova paliativele. Și pentru prima dată, spitalul a reușit să nu termine, să termine cu datorii. Spuneam în nenumăratele interviuri pe care le-am dat că am reușit ceea ce nu cred că a reușit cineva până acum, să aducem șomajul în municipiul Câmpia Turzii la 1% prin politica de reindustrializare cu care eu am câștigat și colegii mei mandatul, politică pe care am continuat-o. Și nu am făcut nici măcar o deplasare internă sau externă pentru atragerea de investitori, dar am reușit să umplem parcul industrial într-un termen de un an de zile și am încurajat investitorii care au venit și și-au deschis noi societăți comerciale în cadrul fostului combinat metalurgic sau în zona industrială RAIF. Am fost primarul care a inaugurat anul trecut 3 fabrici și pot să vă garantez că anul acesta vom mai inaugura minim 3. Astfel că, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, am rezolvat problema șomajului în Câmpia Turzii. Și atunci ne-am întrebat ce putem face ca totuși să mai atragem și altceva către Câmpia Turzii. Municipiul Turda are Salina Turda. Bravo lor! Noi nu o avem. Dar am zis, oamenii care vor veni la Salina Turda la tratament și care vor sta o săptămână acolo, va trebui cumva să-și piardă timpul. Se vor duce o zi probabil în Cheile Turzii, se vor duce probabil o zi în Cheile Turenilor, într-o zi la Buru sau la Râmetea, și am zis, de ce să nu încercăm să-i atragem și către noi? Dacă dumneavoastră găsiți o altă locație sau un alt obiectiv pe care să putem să-l fructificăm, în afară de cele 3 lacuri, vă invit cu mare drag să ne dați sfaturi. Vă garantez că vom ține cont de ele. Așa cum l-am invitat de nenumărate ori pe domnul deputat la mine și mulțumesc astăzi că a venit, vă invit și pe dumneavoastră, știți că sunt deschis la orice fel de sfaturi, le primim. Și atunci am zis că cum putem fructifica cele 3 lacuri? Pentru că tot în campania electorală spuneam la un moment dat că toată acea zonă de jos din parcul municipal și până la 3 lacuri să o dezvoltăm ca o zonă turistică. Și domnul consilier județean Haiduc, care este aici, dacă va lua cuvântul, poate să și confirme acest lucru. Și atunci am spus, da, vom investi în cele 3 lacuri, pentru că la acest moment este obiectivul care cu potențialul cel mai mare. Și da, vom face acel festival al peștelui, durabil, pe parcursul a 3 zile,
care se va ține în luna mai și cu care vom și inaugura lacurile, într-o colaborare cu una dintre cele mai cunoscute asociații de MasterChef din România și vom veni în fața dumneavoastră la un moment dat pentru încheierea unui protocol. Nu vă ascundem faptul că avem de gând să atragem și sponsorizări, dar pentru a putea demara proiectul avem nevoie ca această sumă să fie bugetată. Va fi exact aceeași situație ca și cu zilele municipiului Câmpia Turzii, când bugetăm o sumă, iar după aceea, ca urmare a sponsorizărilor pe care le primim, vom face rectificarea bugetară. Nu vă ascunde asemenea că în acest moment avem în lucru un proiect european care va viza acea zonă de 3 lacuri. Estimăm undeva în jur de 5 milioane de euro, tocmai pentru a putea dezvolta această zonă. Ori nu ne oprim aici. V-am mai spus și vom veni în Consiliul Local curând cu acel teren polisportiv și zonă de skatepark, care se va face în parcul municipal și care va fi legată de, într-un final, tot pe baza unui proiect european, de zona 3 lacuri. Asta este viziunea noastră. Că o fi bună, că o fi rea, o vedea la momentul potrivit. Noi credem că este bună și că ea poate aduce beneficii municipiului Câmpia Turzii. Cred că am atins toate subiectele pe care dumneavoastră le-ați supus atenției Consiliului Local. Cred că bugetul este unul realist în măsura în care aceștia sunt banii pe care îi avem, în măsura în care avem în acest moment în lucru proiecte europene de aproape 30 de milioane de euro, dintre care 3 milioane și cea de euro deja sunt depuse. Urmează și celelalte, pentru că pentru unele dintre ele încă nu au fost deschise linii de finanțare, dar noi lucrăm la proiectare și la consultanță. Sunt optimist că anul acesta va fi unul bun, tocmai pentru că am avut acel excedent bugetar care ne permite anul ăsta să facem investiții. Ce va fi însă anul viitor, vom vedea. Dacă investițiile pe care noi le preconizăm pentru acest an vor da roade, vor crește încasările, sunt convins că ne vom descurca și anul viitor. Nu am nici cea mai mică îndoială. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. De spus ceva, domnul președinte. Numai o secundă. Doamna Câmpian, domnul Isaac, domnul Rece, altcineva? Domnul David. Astăzi discutăm o situație reală și doresc să subliniez importanța acestui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2018, pentru că este cel mai important proiect, pentru că toate celelalte proiecte ce se vor derula în cursul anului 2018 apelează la proiectul de buget, având nevoie pentru orice hotărâre mică, mare, pentru orice decizie, pentru orice idee de fonduri. Proiectul a cerut muncă intensă, responsabilitate, profesionalism, viziune în echilibrarea celor două secțiuni, în echilibrarea indicatorilor de venituri și cheltuieli. În acest sens, eu vreau să felicit în mod special pe doamna director executiv Maria Monica Chereșdi, pe doamna șefă de serviciu de contabilitate, pe doamna Dorina Boncă, și îmi exprim convingerea că proiectul va avea efecte benefice, că va fi un control riguros sistematic asupra cheltuielilor și a veniturilor, iar nevoia stringentă de atragerea fondurilor stă în atenția domnului primar și dorința de implementare a acestor fonduri în ceea ce se crede și se pretinde a fi prioritar și în beneficul cetățenilor este mult lăudabilă. Mi-aș dori mai multă rațiune spre binele cetățenilor, pentru că orice acord este și negociabil.
fiind președinta culturii și a comisiei numărul 3, culte, învățământ, aș vrea să precizez și dumneavoastră știți fiecare, toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului arată foarte bine, au autorizație de funcționare, au primit sume suficiente pentru anul în precedent, pentru dotare și rezultatele sunt ca, prin urmare rezultatele sunt ca atare. Să nu uităm că la examenul de bacalaureat am avut 3 absolvente cu media 10 și mulți elevi au fost stimulați pentru învățătură tocmai prin prezența conducerii la numeroase ședințe. Deci, în final, solicit o rațiune mai mare pentru orice negociere, o înțelegere că apar și greutăți în derularea și cheltuierile financiare și lucru este lăudabil pentru că reușim să atragem fonduri și să le investim în așa fel încât să mulțumim cât de cât cetățenii din municipiul Câmpia Turzii. Nu uităm că suntem de 1 an și 7 luni în mandat. Mai este timp, nu se pot face toate deodată. Mulțumesc. Funcționarilor din primăria municipiului Câmpia Turzii. Domnule primar, cine a venit în Consiliul Local cu proiectul de hotărâre privind majorarea acestor salarii? Cred că nu eu, dumneavoastră. Dacă bine mi-aduc aminte, putem verifica și procesul verbal de ședință, în ședința respectivă ați fost întrebat de dacă bugetul local poate suporta acele majorări. Nu mi-aduc aminte să fi spus ceva. Ați spus că dumneavoastră și viceprimarul nu puteți fi de acord că v-a impus guvernul. Eu nu cred că v-a impus guvernul. Într-adevăr, s-a dat o hotărâre de guvern. Erau niște limite. Ați mers la maxim cu majorarea. Dar vă place că v-a crescut salarul. Nu am văzut o ieșire publică a dumneavoastră să ziceți că nu sunt de acord cu salarul, nu vreau să măresc, nu am de unde să vă văitați sau mai știu eu ce. Nu am văzut acest lucru. Veniți acum și ne certați iară din nou. Ne urecheați? Asta este stilul dumneavoastră. Eu v-am pus proiectul de hotărâre în față, voi l-ați votat. N-aveți decât să... Cam așa lucrați dumneavoastră. Referitor la spital. Da, foarte bine, ați cumpărat toate cele. Ați cumpărat așternuturi, perne, care au intrat la apă, din păcate. Așa achiziția ați făcut. Am fost sesizat și am verificat personal. Și așa este. Acum se folosesc 2 cearceafuri pentru un pat. O să mai cumpărați, domnul primar. Dar vă rog să fiți atent la achiziții. De unde cumpărați, calitatea. Ori fi fost bumbac 100%, dar nu știu, au intrat la apă. O să vă rog să-mi permiteți să vă citesc. Vă primesc pe toți cu propuneri și vom ține cont de ele. Cum să nu, domnul primar? Ușa la dumneavoastră tot timpul este deschisă, dar nu sunteți în birou. Nu știu, aș vrea să fiu elegant, cât mai elegant, să nu mi-atragă atenția președintele, să nu mă mai critice pe în presă unii jurnaliști. Dar dumneavoastră nu sunteți în stare să ne răspundeți la interpelări pe care vă le facem. La ce bun să mai venim la dumneavoastră cu proiecte? V-am făcut proiecte de hotărâri, le-am depus,
care nu le-ați introdus pe ordinea de zi. Dar în ceea ce privește interpelările și proiectele de hotărâre, vor face obiectul unei analize și cu siguranță ne vom adresa în contencios. Nu este o amenințare. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Isac. Domnul Rece, vă rog. Da, mulțumesc. Eu vreau să întreb pe doamna Câmpian dacă a participat la întocmirea programului cultural pe anul 2018, ținând cont de faptul că este președinta comisiei numărul 3. La fel ca și în anul trecut, am fost, ne-am consultat cu doamna în privința ordonării activităților care s-au propus. Și anul trecut am avut activități foarte multe, foarte frumoase, cu impact bun asupra cetățenilor. Sala mare a Palatului Cultural a fost veșnic plină. Dacă dumneavoastră ați binevoit vreodată să veniți să le vedeți, v-ați putut convinge de acest lucru. Și vă răspund că și anul acesta m-am consultat și am trecut activități ținând cont periodic de centenarul Unirii. Bun, mulțumesc, dar atunci comisia numărul 3 în întregime de ce nu a fost consultată? Totuși, mi se pare corect că suntem 19 consilieri locali, nu mi se pare corect să meargă anumite, doar anumiți consilieri, să participe la întocmirea unui buget. De ce v-am spus că dorim o dezbatere publică? Merg să întâlnesc câteva persoane, hai să facem bugetul ăsta, e bun, perfect, nu mai întrebăm pe nimeni, venim să-l votăm. Bine, mai vreau să răspund? Fiindcă am văzut-o și pe doamna Golfin, că n-a fost lăsată să vorbească, cumva spunându-i domn primar că a cam impus și organizarea acelui concurs de pescuit, sau ziua peștelui, sau cum s-o fi numit. Îmi dați voie să vă răspund? La comisii, referitor la comisii. Pentru că așa se va întâmpla și în Comisia de Cultură, cum se întâmplă și în comisiile de specialitate în ședințe. Venim cu un punct, două, cu una, două nelămuriri, cele mai multe nu sunt prezentate decât în ședințele Consiliului Local. Da, mulțumesc. Deci e clar, e un astfel de o altfel de administrație locală la Câmpia Turzii promisă. Bun. Acum vreau să-i mai spun domnului primar că ne-a spus că undeva aproximativ 70 de străzi vor fi sparte de compania de apă. Ok, dacă ne uităm pe site-ul primăriei, nomenclatorul de străzi sunt undeva la 134-135 de străzi în nomenclator. În afară de strada la Minoriștilor, care este cea mai bună stradă din oraș, celelalte străzi sunt praf. Deci aveți multe străzi de făcut până să-și termine compania de apă Arieș treaba. Puteți să le asfaltați celelalte, că în momentul când termină compania de apă schimbarea conductelor, a rețelelor, tot ce au lucrări, în momentul când veți asfalta și străzile celelalte, Câmpia Turzii va fi un oraș complet asfaltat, fără probleme de acest gen. Domnul primar își asumă meritul că a redus șomajul la 1% în Câmpia Turzii, deci aproape inexistent. Domnule primar, nu este meritul dumneavoastră. Să ne spuneți, vă rog, câte numărul exact de locuri de muncă pe care l-ați creat dumneavoastră din momentul în care ați ajuns primar până acum. Continuați. Asta vreau să vă spun. Nu. Și ce mai? Ați inaugurat fabricile, că tot ajungem. Nu știu, ați inaugurat fabricile Consiliului Local. Eu, din câte știu, Consiliul Local a aprobat. Dumneavoastră doar propuneți. Consiliul Local vine, aprobă sau nu aprobarea, nu știu, unui parc industrial, a unor societăți, terenuri, scoatere la licitație. Eu personal nu am văzut pe nimeni din Consiliul Local să participe la inaugurarea fabricilor. Și că tot ne legăm de măsurile fiscale ale guvernului PSD-ALDE, care v-au văduvit bugetul local cu 6 milioane și ceva de lei. Păi nu mai departe ai de să mergem la Turda. Pe fondul acelorași măsuri fiscale luate de guvernul PSD-ALDE, la un oraș mult mai mare care este Turda,
Turda are un buget mult mai mare, cred că istoric, cel mai mare buget pe care l-a din istoria Turzii. Cum e posibil? Ei vor, ei pot. La noi nu se vrea, nu se poate sau se vrea și nu se poate. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul David. Dacă dorește doamna Golfin, șefa de serviciu de la cultură, să ne răspundă la, să-mi răspundă la cele două întrebări. Zicea domnul primar că, indiferent de presiunile care au fost politice, ne-am asumat acel proiect cu compania de apă. Deci să înțelegem foarte bine, indiferent de presiunile care au fost puse asupra noastră, a consilierilor, ne-am asumat acel proiect la compania de apă și nu ne-am permis și individual și colectiv ca municipiul Câmpia Turzii să piardă 30 de milioane de euro pentru un vot. Și aici de ce vă zic? Pentru că majoritatea dintre noi, colegii consiliari și împreună cu mine, avem reclamații la ani în urma acelui vot care l-am acordat municipiului Câmpia Turzii pentru a nu pierde 30 de milioane de euro, în faptul în care unii dintre colegii noștri au refuzat că nu este ok, că nu așa, bine, în regulă. Nu e nicio problemă, bine că se face, bine că vin banii. Dacă între timp doamna Golfin știe să ne zică cât la sută din buget nu a fost cheltuit la cultură anul trecut, cât, cum... 75,08%. Și restul? De, din ce motiv, care au fost motivele, ca să pun încă o întrebare, care au fost motivele prin care nu ați cheltuit toată suma la care v-a fost alocată pe cultură? Nu știu dacă aveți cunoștință, dar în momentul în care cauți o activitate culturală, trebuie să cauți, să faci o cercetare de piață. Da? Da. La începutul anului am găsit diverse activități care se pretau în calendarul cultural, dar din păcate pe parcursul anului activitățile respective sau furnizorii de servicii artistice respective aveau deja calendarul ocupat și am fost nevoiți să nu mai organizăm activitățile respective. Dar cred că am acoperit foarte bine din calendarul cultural. Dacă bine mi-amintesc că mai în toamnă, când au sărbătorit Mugurelul 30 de ani de activitate, am înțeles că nu s-au alocat o sumă de bani pentru a fi promovați la nivel național atât ansamblu cât și municipiul Câmpia Turzii din motive financiare. Oare greșesc? E o întrebare pur și simplu. Deci când Mugurelul a împlinit 30 de ani de activitate, a fost o propunere ca televiziunea română să vină și să filmeze în direct la Câmpia Turzii, drept urmare să promoveze municipiul Câmpia Turzii. Ei aveau nevoie de o sumă de bani și din câte s-a înțeles nu a fost, ca să zic așa, serviciu de cultură de acord, pentru că nu au existat finanțe, nu au existat un buget pentru această chestie. Atât timp cât dumneavoastră acum a venit și ne spuneți că pe 2017 nu ați cheltuit tot. Domnule consilier, știți că astăzi, sau mă rog, de obicei votați activități culturale, calendar de activități culturale organizate de Serviciul Cultură și un calendar pentru Centrul Cultural, unde fiecare din elementele Centrului Cultural își propune un buget pentru anul respectiv. Da. Domnul Mihășan, respectiv coordonatorul grupului Mugurelul, a propus o sumă. Dânsul trebuia să se încadreze în suma respectivă. Nu cred că Serviciul Cultură sau Primăria Municipiului Câmpia Turzii a refuzat promovarea evenimentului pe plan național. Cred că aveți o informație eronată. Este vorba de finanțare. Dar finanțarea primit, s-a organizat activitatea, nu înțeleg. Da, dar nu la anvergura care se putea organiza și mă gândesc că exact, ca să luăm așa modelul Turzii care a avut un impact pe partea de promovare cu Eurovision, cu televiziunea română, putea și Câmpia Turzii să vină cu prin mijlocul domnule acestei. Vă rog frumos să mă lăsați să termin, pentru că și eu v-am lăsat. Deci în momentul în care vine televiziunea română și transmite live din Câmpia Turzii, mă gândesc că se face și o promovare a acestui oraș, chiar dacă filmează un ansamblu din Câmpia Turzii. Eu înțeleg și l-apreciez pe domnul primar pentru că vrea să dezvolte turismul la Câmpia Turzii, dar cu ușile închise nu se poate, doamna. Domnule consilier, e adevărat că ați aprobat bugetul Centrului Cultural unde aniversarea ansamblului Mugurelu avea o finanțare? Avea o finanțare, dar dacă pe parcurs, eu asta nu, vă rog să... Pe buget, asta... Da, dacă pe parcurs, se ivește o... Ați văzut? Trebuie să vină o solicitare din partea celor care au bugetul respectiv. Vă rog foarte mult, domnule consilier,
Eu prima dată, n-ați venit niciodată în fața noastră să propuneți așa ceva. Ați propus vreodată. Acum eu vă întreb. Ansamblul Mugurelu a depus hârtii la primărie, domnul Vituș. Ansamblul Mugurelu a depus. Și păcat, nu știu dacă este domnul Miașan aici să-l întrebăm. Vă rog, domnul... Pot să-mi termin. Și la următoarea întrebare, în urma cărui studiu sau analize ați considerat necesar că pentru Festivalul Peștelui este nevoie de 1.200.000 lei vechi? Sau cum v-ați făcut? Da, este vorba de un concept prin care noi dorim să punem municipiul Câmpia Turzii pe harta internațională a turismului cultural. Este o variantă, considerăm noi că este o variantă viabilă de atragerea turiștilor prin care să ei să consume produse și servicii locale. Înțelegeți? Deci în momentul de față, noi prin organizarea acestui festival punem un semn de echilibru între creșterea economică și protejarea mediului în Catar. Foarte bine. Deci să fim bineînțeleși, nu suntem împotrivă în a organiza, în a dezvolta, în a atrage turiști. Pur și simplu vrem să punem niște întrebări și să vedem cum sunt cheltuiți banii. Eu vă mai întreb o dată, poate că m-am făcut înțeles. Aveți un studiu efectuat asupra acestei activități? Există o cercetare de piață. După cum am spus, pentru fiecare dintre evenimente facem o cercetare de piață înainte de a stabili sumele. Ați văzut că de multe ori venim în fața dumneavoastră cu rectificare de buget pentru că nu ne ajung sumele respective. La începutul anului identificăm o anumită sumă și după aceea furnizorii de servicii artistice consideră că e prea mică. Mulțumesc. Rugămintea mea ar fi să ne prezentați și nouă acest studiu care s-a făcut și sperăm să nu mai veniți cu rectificare. Și o mare, mare rugăminte la dumneavoastră să veniți la activitățile culturale, pentru că atunci, cu siguranță, critica va fi constructivă. În momentul în care o să-mi permite timpul și o să consider că este necesar să vin, o să vin, fără nicio problemă. Nu-i numai pentru dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumim. Doamna Monica, vă rog. Eu am vrut să mă refer tot la partea de salarii. Cum le numea domnul primar, salariile oamenilor din primărie. Astea sunt stabilite de dânsul, de ordonatorul de credite, în urma unei evaluări care are la bază nivelurile de bază stabilite prin hotărârea Consiliului Local, nu prin hotărârea Guvernului. Guvernul a stabilit doar coeficienții de ierarhizare și limita la care se dorește să se ajungă până în 2022. Interpretarea unei legi nu este politică, ci una de competențe. Mulțumesc! Mulțumim! N-am vrut inițial să iau cuvântul ca de obicei, că am zis, dar când văd că se întreaga ședință se rezumă la niște interpelări de ale grupului PSD către cei din executiv, am zis că ar trebui să vă spun și punctul meu de vedere, mai ales că ieri la ședință, domnule Tot, sincer să fiu, eu n-am văzut să întrebați nimic, nu dumneavoastră personal, restul, foarte puțin s-a întrebat, foarte puțin s-a dezbătut, într-adevăr, nu era presa acolo, ghinion, ce să facem? Eu propun că dacă ori să chemăm presa la ședințele de comisie, păi dacă nu... La ce ședință a fost? Vă rog frumos, vă ascultat? Nu. Ce ședință a fost? Vă rog frumos, domnule Cozer. Vă rog frumos. Ședința e comisie, sau nu știți, erați acolo, nu știu. Nu. Bine. Mai extraordinară este ședința de comisie. Vă rog foarte mult, domnule Isac. Vă rog foarte mult, vă ascultați. În ce mai penibil sunteți, da, mă rog. Acum chiar vreau, scuzați, domnul președinte, am dat vreun aviz, domnule... Vă rog să vorbiți peste... Domnule Pătruțiu, da. Am dat aviz, nu s-a cerut astăzi în ședința de Consiliu Local avizul comisiilor. Deci ieri a fost o întâlnire a consilierilor locali, nu a fost o ședință oficială de comisie. Am avizat, vă rog frumos, v-am întrerupt. Domnule consilier, vă rog foarte mult, v-a ascultat toată lumea, acum nu strica, luați cuvântul la urmă, vă rog foarte mult, domnule Isac. Niciun consilier nu vă întrerup, vă rog foarte mult. Știu că nu vă convine. Când e ceva care vă spun și stați, nu vă convine, dar vă dau cuvântul, domnule, așteptați să termin și după aia vorbiți exact. Cât vreți, da? Stați, vă rog foarte mult. Poate că astăzi ziceați de solemnitatea ședinței, da? Continuați, vă rog. Monolog. Monolog, da. Monolog, faceți, vă rog, monolog.
Bine, bă, Vituș, așa, exprimare de consilier local. N-ați auzit de persoana întâia? Bă, Vituș, persoana întâia. Vă rog foarte. Da, încerc scuze, ca pe urmă. Domnul Rece știe foarte bine ce înseamnă ipocrit. A venit cu Dexul, citit, ipocrit. Haideți, domnilor, să nu fim ipocriți, da? Unul la mână. În fiecare an a fost excedent bugetar. Niciodată, nu, dar nu v-am auzit niciodată să ziceți, domnule, bă, cum excedentul bugetar, că nu știu ce. Din păcate, ieri la... Nu, mă rog, nu a fost ședință. La întrunirea care am avut-o în sală, am zis, regretabil este că la secțiunea de dezvoltare se folosește, s-a utilizat, s-au cheltuit doar 2 milioane din cele 6. Este regretabil. N-are rost să ne ascundem după deget. Asta e adevărul. Și am zis, cum bine sublinea și doamna Câmpean, să încercăm ca cei bani pe care i-am propus pentru dezvoltare pe viitor să-i folosim. Că, într-adevăr, este regretabil că nu se utilizează banii propuși pentru dezvoltare. În altă ordine de idei, vă rog să-mi spuneți, domnule Rece, la sfârșit, de câte ori ați fost consultat, că dumneavoastră a fost și mandatul trecut și a fost șef de comisie, și eu am fost șef de comisie, niciodată nu am fost consultat la creionarea bugetului. Acum să vii să reproșezi primarului că, sau mă rog, doamnei Câmpeanu, i-aș reproșa, că cei din Comisia 3 n-a fost numai doamna, mi se pare iară o ipocrizie. 3. Referitor la pasul 1 de la proiectul companiei de apă, am spus-o de nenumărate ori în ședințele de Consiliu, e foarte bun și pasul 2 și l-am susținut, dar vă rog frumos să vă aduceți aminte și o repet, ca să nu se întâmple și la pasul 2, după ce se finalizează lucrările, arătau străzile mai ceva cum arată acum, dacă tot faceți referire, că arată după, ca după război. Exact așa, sau poate mai rău, arătau străzile după finalizarea pasului 1. Și din păcate, dacă mergeți, puteți să mergeți pe Tudor Vladimirescu, pe Grivițe, știți că după asta s-a asfaltat de către primărie și nu s-a remediat de către compania de apă care avea obligația... Mă lăsați să termin. Nu-i greșit, așa e. Din păcate știu. Din păcate pentru dumneavoastră. Și cu ce vreau să închei? Nu cred că a început campania electorală. După cum puneți dumneavoastră problemă, eu așa vă văd. Sunteți în campanie electorală permanentă, din păcate. Pe tot parcursul anului a fost tot împotriva tuturor proiectelor care le-au a fost inițiate de către primar și de către executiv. Și acum veniți cu replici care nu și-au rost. Mulțumesc! După Varadi, domnul Varadi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor consilieri aflați în stânga domnului primar, dacă vă considerați deranjați de faptul că domnul primar vorbește peste dumneavoastră, aceleași reguli se aplică tuturor, inclusiv dumneavoastră. Este o dovadă de respect a unora față de ceilalți și ar fi bine să uzăm de acest lucru. În ceea ce privește meritul administrației actuale, în ceea ce privește atragerea de investitori sau, mă rog, tăiatul panglicii la diverse societăți comerciale, poate că nu-i meritul domnului primar, dar în mandatul trecut nu s-a întâmplat mare lucru. Au fost deplasări în străinătate care, cărora li s-au alocat sume importante de bani. Cred că am sărit de 1 miliard. Și s-a întâmplat undeva nimic. La un moment dat a venit Jolidon, nu vă aduceți aminte, să bată palma cu primăria, implicit cu fosta cantină de la Victor Ungureanu. Din anumite motive a plecat. S-a schimbat administrația, lucrurile merg bine acolo.
că o fi meritul domnului primar, a actualei administrații sau nu, lucrurile așa stau acum, domnilor. Oamenii de afaceri au venit, au ocupat parcul industrial și lucrurile s-au întâmplat pe timpul acestui mandat. Nu are rost să fiți deranjați de acest lucru. E o realitate. Că o fi numai meritul lui, că nu o fi, cu siguranță nu a fost singurul care a pus un număr. Un punct de vedere, sau mă rog, un sprijin important l-a avut și domnul consilier județean Haidu Cristian, care n-a rămas străin față de problemele orașului. S-au implicat și au rezultat ce a rezultat. Un șomaj undeva aproape de zero. Mă rog, e șomajul tehnic și 1%, cât o prezentam mai devreme. E o realitate. Vă mulțumesc. Domnule Rece, înainte v-aș ruga să ne concentrăm asupra bugetului. Da, păi, dar totul are legătură cu bugetul. Totul are legătură, bugetul cuprinde toate... Acum, oricum nu rezolvăm problema. Da, am înțeles. Scurt, să-i dau răspuns și domnului Varodi. Nu, domnule Varodi, chiar ne bucurăm că sunt locuri de muncă la Câmpia Turzii. Am aprobat întotdeauna înființarea locurilor de muncă, dar de aici, de la, nu știu, 50-100 de locuri de muncă, să-ți asum că ai adus șomajul în Câmpia Turzii la 1% datorită ție, e un drum foarte lung. Să nu uităm că la momentul închiderii combinatului au fost mii de șomeri în Câmpia Turzii, pe care nu-i regăsim în fabricile din Câmpia Turzii. Ok. Domnul Pătruțiu ne acuză că noi suntem contra la tot ceea ce propune executivul. Nu este așa. Și astăzi o să votăm inventarul propus al nu știu câtelea inventar, introduce în inventar pe colegiul Victor Ungureanu și vom sprijini proiectele pe care aduc un plus de valoare municipiului Câmpia Turzii. Vreau să vă întreb, de ce ați respins? Am propus 26-27, nu mai țin minte, de proiecte, am inițiat proiecte de hotărâre. 26, vă spun, știu. La care a trecut, în afară de două proiecte cu cetățeni de onoare, a mai trecut un singur proiect cu denumirea Piața Tricolorului. Cine este contra? Să ne reamintim, domnilor, cum s-au făcut numirile în consiliile de administrație, în administrație și în AGA. Cu cine v-ați consultat în momentul când v-ați propus doar oamenii dumneavoastră și ați votat? Cu deplasările în străinătate. Ați făcut anul trecut deplasarea la Mohaci. V-a spus numai consilier PNL, nu că ne-ar fi trebuit. Am tras un semnal de alarmă atunci. Nu e normal. Bun. Eu, cu pasul 1, nu am fost la compania de apă în momentul respectiv, dar eu, din câte știu, toate documentele au fost semnate, nu știu, validate tot de către toate autoritățile implicate în acel proiect, inclusiv de primăria Câmpia Turzii, inclusiv am înțeles că era contract pentru asfaltarea străzilor către domeniul public. De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a dus la starea inițială? Toți sunt vinovați. Nu există un singur vinovat. Și vom face, cel puțin cât ține de mine pe Câmpia Turzii, voi face în așa fel încât pe pasul 2 să încercăm să nu mai avem astfel de probleme după încheierea pasului 2. Sper să și reușim. Ne-ați spus cu bugetul că nu am fost consultat niciodată. Ba da. Comisia 1 de buget finanțe întotdeauna a fost consultată. Să nu uităm că în 2015, pentru prima dată în istoria municipiului Câmpia Turzii, s-a făcut o dezbatere publică pe bugetul din Câmpia Turzii. A fost în această sală adunare. S-au propus, au venit. A fost un început. Poate că nu a ieșit chiar cum trebuia, dar a fost un început. De ce nu-l continuăm? Cetățenii, ONG-urile, oamenii de afaceri au dreptul să vină, de fapt chiar au dreptul să vină, deoarece ei sunt plătitorii de taxe și impozite ai municipiului Câmpia Turzii și au dreptul să aibă un cuvânt foarte important de spus în alcătuirea bugetului din municipiul Câmpia Turzii. Și încă scurt, da, acea întâlnire a fost o ședință a consilierilor locali, n-a fost o ședință oficială de comisie, deoarece nu am dat niciun aviz. Domnul președinte nu ne-a cerut avizul comisiilor, a fost o întâlnire, am discutat și despre buget, nu uităm că doamnele și domnii din aparatul de administrație al primăriei știau că vin pentru
o ședință de avizare a proiectelor pentru săptămâna viitoare, pentru ședința ordinară. Mulțumesc. Vă rog, domnul, scurt. Scurt, vreau să vă răspund că asta e. La solicitarea dumneavoastră s-a ținut ședința, întrunirea, cum vreți să-i spuneți. La ședința extraordinară a solicitat să ne vedem, să discutăm bugetul înainte. Dar n-a fost o ședință... Corect, aveți, da, a fost și comisie. De comun acord. Deci, corect. În altă ordine de idei. Nu compania de apă, am zis neapărat că e de vină pentru străzi. Eu am zis, încă o dată, dar vă rog să vă mai uitați, am mai ridicat-o în consiliu, domne. Nu... Vreau să ajungem iar în situația asta. Ce mă încălzește pe mine? Că dau vina pe compania de apă și străzile arată ca după bombardament. Chiar nu mă încălzește. Sau dăm vina pe primărie. Dar nu asta. Eu vreau să nu se mai repete, domnul Rece. Asta zic. Deci, m-ați înțeles greșit, n-am dat vina pe... Eu am zis că nu s-au dus la starea inițială, că o semnat și primărie, foarte rău. Că o semnat și reprezentanții primăriei la recepția respectivă, când s-a făcut atunci. Nu... Deci, asta am vrut să vă zic. Deci, mulțumesc. Domnul David. Dacă nu vin, ei efectiv n-au venit. Când să întreb? Nu, nu e exact problema asta, discutam ieri. Efectiv, sunt care sunt puncte pe ordinea de zi, sunt puncte de întrebat și de dezbătut și nu ai pe cine până la urmă. Eu zic să trecem la buget, să nu facem un monolog aici. Mulțumesc. Domnule tot, la obiect, așa e? La obiect. Domnul Pătruțiu m-a întrebat de ce am tăcut ieri la acea discuție care a fost, nu ședință. Pentru că acolo era prezentă doamna directoare, pe care o felicit pentru materialul care l-a făcut, de specialitate punctual cu cifrele, ne dă lecții la aritmetică și la buget. Ceea ce am ridicat eu astăzi cu privire la viziunea, mi-a răspuns domnul primar, dumnealui nu era acolo, domnul vice nu era acolo, domnul secretar a lăsat-o pe doamna directoare să ne școleze, iar întorcându-mă la ceea ce am primit ca răspuns, îmi place, domnul primar punctual mi-a spus că există viziune tot absolut. Din discursul dumnealui, practic, avem o dare de seamă a ceea ce s-a cheltuit narrativă, ceea ce am cerut eu acum vreo două, trei ședințe, cu privire la cum s-a cheltuit banul punctual, la realizările pe bugetul trecut, care mă gândesc eu că acel discurs era bun la execuția bugetară până în mai, mie îmi trebuia viziune pentru 2018, proiect pe 2018. N-am auzit nimic. Mulțumesc frumos și eu vă propun, ca și domnul Pătruțiu, să ne apucăm de votat, că timpul tace și trece, discuțiile sterile nu îs discuții punctuale pe bănuți pe buget. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Prima dată îi faci fundația. Orice constructor știe chestiunea asta. Fiecare primar are viziunea lui. Unii înțeleg să investească în proiecte sociale de genul cursurilor de specialitate, alții primari, așa cum sunt eu, aleg să investească în proiecte de infrastructură. Și mă refer aici la fondurile europene. Unii au ales să atragă fonduri europene pentru școlarizare de șomeri, eu am ales să investesc în proiecte de infrastructură. De ce? Pentru că cred că este cea mai importantă modalitate de a se dezvolta acest oraș prin dezvoltarea pentru prima dată a infrastructurii. Ceea ce privește locurile de muncă, vreau să vă spun că da, eu am fost cel care a semnat contractele atât pentru societatea care își desfășoară activitatea, am fost la cantină a liceului Victor Ungureanu, cât și cel care a semnat contractele pentru toate societățile care au, vor dezvolta investiții în parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii. Să sprijini un investitor nu înseamnă doar să-i oferi un teren în care să-și dezvolte afacerea. Mai sunt și alte posibilități. Și una dintre ele, așa ca o paranteză, vreau să spun că poate fi modul în care îl ții la ușă când vine pentru o prelungire de autorizație sau pentru emiterea unei autorizații. La Câmpia Turzii nu s-a întâmplat așa și orice investitor a venit într-o săptămână a avut autorizația de construcție emisă. Ăsta este motivul pentru care în parcul industrial deja se construiește, iar celelalte
societăți sunt în curs de autorizare. Pentru că am ales să investim prima dată în infrastructură. După ce vom avea de așa manieră infrastructura bine pusă la punct, vom putea dezvolta și proiecte colaterale. Doamna consilier Câmpianu vorbea despre înțelegere. Știți că am convocat la mine toți liderii de partide politice reprezentate în Consiliul Local și ne-am întâlnit cu dumneavoastră, eu sau domnul viceprimar, v-am propus tuturor să veniți cu proiecte concrete pe care sunt dispus să vi le susțin în Consiliul Local. Unii dintre dumneavoastră au venit și le-am prins în buget, alții au ales să nu vină cu astfel de proiecte. Este opțiunea fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dacă nu mai are nimeni de spus, atunci supun la vot. Tocmai vrem să vă atrag atenția, domnul viceprimar a depus un amendament. Să nu uităm de el. Nu. Asta am vrut să supun spre aprobare amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Și acum supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului cu amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc pentru votarea asta și acum trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii. Dacă cineva dorește lămuriri, dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Și acum la diverse, dacă mai are cineva... Nu? Pe domnul consilier am. Dacă nu,